Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din Malovăț este esențial pentru locuitorii comunei. Acest lucru a fost înțeles de către deputatul PSD Mehedința Linchirilă, care a propus în Parlamentul României reabilitarea rețelei. Din păcate, actuala guvernare nu ține cont de nevoile fundamentale ale cetățenilor, iar acest amendament a fost respins. Parlamentarii PSD Mehedinți demonstrează că se poate face administrație în folosul oamenilor. Aceștia au depus și susținut 87 de amendamente la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021, toate esențiale pentru dezvoltarea județului Mehedinți. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din comuna Malovăț a fost unul dintre amendamentele propuse de deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă. Se propune suplimentarea cu 10.106.000 lei a creditelor de angajament și a creditelor bugetare la bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în vederea realizării obiectivului reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din Comuna Malovăț, județul Mehedinți. 128 de pentru, 221 contrat respins. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din Malovăți este un lucru fundamental pentru cetățenii acestei comune. Majoritatea toxică PNL-USR Plus din Parlamentul României a impus un aviz negativ dezvoltării județului mehedinți. Toate amendamentele propuse pentru binele mehedințenilor au fost respinse categoric.